Salvatorii și pompierii din Basarabeasca au deja posibilitatea să intervină în caz de incendii cu o auto specială de ultimă generație. Aceasta a fost câștigată în cadrul unor competiții sportive în memoria celor căzuți la datorie, organizate la Chișinău. În urma concursului, echipei din Basarabeasca i-a revenit locul întâi. Echipa secției situații excepționale Basarabeasca a învins, a luat primul loc, pentru ce a fost premiată cu mariul premiul, un auto special de model Volvo. Vreau să spun că pentru a obține aceste rezultate, adică locul întâi, clasamentul locul întâi, am avut nevoie de foarte multe antrenamente, pentru că ne-am confruntat cu echipe foarte gătite, foarte gătite din punct de vedere și fizic și profesional. Performanțele tehnice ale autospecialei primite în dar vor contribui la îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivel de raion, prin reducerea timpului de intervenție. Vreau să vă spun că autospecialul de model Volvo este un autospecial, el nu e nou, dar este un autospecial modern, cu care noi avem posibilitate să ne deplasăm la locul de intervenție mai rapid, adică dacă vorbim despre viteză, viteza este mult mai mare, dacă luăm modelurile vechi, adică autospecialul de model ZIL, care la noi este în servant astăzi, viteza lui e maximă până la 60-70 km pe oră. Cu ce vreau să zic, modelul Volvo e mult mai rapid, adică poate să ajungă și la 100 de km pe oră, adică putem să reacționăm mult mai rapid și mai prompt. Dar și capacitatea de tehnică, echipamentul tehnic de pe autospecialul Volvo este mai modern și mai bun de a reacționa. Am asistat și la testarea mașinii. Șeful Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale susține că vor mai participa la asemenea competiții, întrucât mai au nevoie de noi mașini performante.